Începem cu o nuntă, oameni buni, fabuloasă, Larisa Udilă, una dintre persoanele foarte urmărite în online-ul românesc, a îmbrăcat rochia de mireasă, ați văzut pozele mai devreme, și s-a măritat cu fostul fotbalist Alexandru Ogică după 10 ani de relație. Cum l-a convins sau cum ea l-a convins sau el a convins-o pe ea, hai că aflăm imediat de la tinerii căsătoriți care sunt aici în spatele camerelor de filmat și așteaptă să intre în legătură directă. Ăla micu și frumos e Milan, băiatul lor. Așadar, povestim imediat cu ei, dar după ce vedeți și noi câteva imagini de la nuntă. Foarte frumos, iar acum mirii noștri, Larisa și Alexandru, sunt împreună cu Milan, băiețelul de 3 ani. Felicitări, casă de piatră, mulțumim, să fie într-un ceas bun. Te salut! Salut, Cătălin. Salut, Milan, ce faci? Te salut, mami. E ok, v-am dat noroc și înainte de emisiune. E pe telefoane. Deci este pe telefoane de când a venit la emisiune, vreau să zic, Larisa. Deci, uite, ea e pe telefonul ăla mic. Nu știu, tot vorbește. Eu cred că el e undeva director, undeva la o companie și voi nu știți. E businessman. Dar e, exact, îmbrăcat la costum, pac, cu telefonul, tot ce trebuie. Bunici. Cum? De comandă la bunici. Acolo, da? Da. E telefonul cu care dormim noaptea. Ok. Fără el nu dormim și în somn. Dacă dispare din mână, se trezește și îl caută prin pat. Vezi că e telefonul cu fir roșu, că e roșu telefonul. Adică ce se dă acolo e ordin. Da, așa e. Oameni buni, avem o tânără familie alături de noi. Iată, avem mireasa la emisiune. Și anume Larisa, care weekendul ăsta a fost, nu? Nu, a fost miercuri. Pardon, miercuri a fost. Miercuri, da. A fost în timpul săptămâna trecută, vreau să zic. Am ales ziua de miercuri pentru că în ziua de miercuri aniversam 10 ani de relație. Și ziua mea. Și ziua mea, pe 28 de ani, pe 23 octombrie. Mulți înainte. 10 ani de relație și am decis să facem și la anul 2025 un an de căsătorie. Super, foarte frumos. Și, da, de ce au trecut 10 ani din relație până ați luat decizia asta să faceți nunta? Pentru că întotdeauna, Cătălin, am considerat că nunta noastră trebuie să arate într-un fel și că nu trebuie să fie în țară. Și visam noi cum luam un avion de oameni și plecam în Italia, în Franța. Okay. Și am tot amânat, pentru că evident că nu era ceva ce se putea realiza așa ușor, atât de ușor. Și a trebuit să ajungem și noi să punem cărămidă peste cărămidă și la un moment dat ne-am dat seama cât timp trebuie să mai punem cărămidă peste cărămidă să ne împlinim noi acel vis de Italia, Franța, pe care îl avem. Și la un moment dat, într-o zi în care veneam de la cinema, am văzut un film romantic. Opa! Ce film ați văzut, Alexandru, mai știi? Sunt Cer să fiu unul. A fost alegerea soției, mi-a plăcut. Filmul. Mi-a plăcut foarte mult. Deci tu l-ai văzut filmul ăsta, da? Bun. Cu actrița din Gossip Girl, It Ends With Us. Da. Și a fost un film romantic. Unde a avut loc și o nuntă și după i-am spus și ceva, iubire,
Eu vreau să ne pun un om religios. Să-i faci o poză cu el? Pentru că așa fac femeile. De pe zi pe alta găsesc câte ceva de făcut. Ok, și? Acel ceva de făcut pentru noi, inițial, era o masă în familie și cu nunia religioasă cu câțiva prieteni și familie. Foarte fain. Ulterior s-a transformat în asta. S-a transformat într-o nuntă? Puterea unei femei și a voinței ei. Exact. Ai avut ceva de zis, Alexandru? La început, da. Apoi ai zis, mai bine nu mă bag. Da, am văzut ceea ce vrea să facă. Și am zis o las să-și împlinească visul. Și într-un final a fost ceva incredibil pentru sufletul nostru și ceva ce ne-am dorit toată viața și nu credeam niciodată că vom putea reuși. Foarte frumos. A fost într-o zi de miercuri, pentru că așa s-a potrivit să cadă ziua ta de naștere și ziua când v-ați cunoscut, da, nu? A fost dar foarte complicat. Cununia... De asta zic că e complicat miercurea, să vină prietenii, nu, 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 mai au serviciu, joburi. Ce faci, mă, Milan? Ai la mine. Cununia a fost marți. Da. Într-o zi de marți. Pe ultima 100 de metri. Deci noi, practic, aveam tot organizat pentru miercuri. Biserica, absolut, absolut tot pentru miercuri și părintele nostru, duhovnicul nostru, a spus că nu ne cunună miercurea. Pentru că e zi de post, nu? Este zi de post și am mutat tot ce trebuia să facem pe timpul zilei, am mutat marți dimineață, cu două zile înainte. Mamă, de pe o zi, de, cu două zile înainte. Un șoc pentru toți, da, invitații. Și pentru mine, ca mirea, să mă îmbrac, să mă machiez de două ori. Pentru că noi aveam absolut tot... Petrecerea a rămas miercuri. Petrecerea, da, a rămas miercuri, că nu puteam muta restaurantul, însă a fost extrem de... pe ultima 100 de metri, pentru că părintele nostru e foarte ocupat. De obicei sunt cozi de sute de oameni pentru a avea parte de ascultarea lui. Și atunci pentru noi, când el ne-a dat binecuvântarea și ne-a spus ok, facem miercuri, miercuri, facem pe 23, ne-am zis ok, am pus tot, am stat super liniștiți. Și apoi părintele de la biserica unde trebuia să punem cu noi ne-a spus e ok pe 23, avem liber, dar vine părintele miercuri. Și atunci a apărut semnul de întrebare. Și părintele, când a auzit că 23 pică miercuri, ne-a pus să mutăm tot. A spus, trebuie să mutați tot pe marți. Mie îmi place de Milan, se uită la televizor, te vede acolo și te strigă. Să știi că mami e aici pe canapea, sunt Milan. Și aici. Ești și acolo la televizor, ai două mami. Ce zici de treaba asta? Mami? Da, ai două mami. Uite, fii atent, vrei să o vezi la televizor? Uite, stai un pic, uite pe mami acolo, ce zici de treaba asta? Okay. Uite, vezi, și tu mai ai un frate, știai? Milan, uite, mai ai un frate, geamăn. Wow. Milan. Unii, iată, dacă Alexandru faci tu cu mâna, face și el. Ia fă cu mâna. Fă cu mâna, mami. Ai văzut că face și el? Wow. Deci face și el. Tu ai un frate geamăn acolo, Milan. Ia fă și cu mâna cealaltă. Uite pe mine. Păi nu, ăla e frate tu. Ce, treaba e serioasă. Alexandru, ce faci, Alexandru? Cum ești? După ce ești om însurat acum? Foarte bine. În primul rând, mulțumim pentru invitație. Da. Pentru mine este o premiere când sunt prezent. Sunt foarte emoționată, prezent. Spun eu. Dar de ce ești emoționat? Sunt flashcă. Dar de ce? E o premieră când apară într-o emisiune TV live. Și live. Am mai fost, dar nu am fost rolul principal. Da. Cum suntem astăzi. Și-a dorit soția foarte mult să fim astăzi prezenți. Are gusturi bune, soția. Te apreciază foarte mult pe tine, pe voi ca și familie și și-a dorit dintotdeauna să fie... Mulțumim mult de tot, eu mă bucur mult de tot că nici nu cred că ai emoții. Tu acum 10 ani jucai fotbal, te țineai, da, cu galeriile tale, erai pe teren și acum ai emoții? Pot rectifica și chestia asta. Nu fost un fotbalist, fost un jucător de fotbal. Da. Nu am ajuns fotbalist, din păcate. Dar Dumnezeu mi-a oferit alte planuri mult mai frumoase și mi-a dat tot ceea ce am astăzi și nu pot decât să-i mulțumesc și să fiu fericit cu ce am astăzi. Dar unde ai jucat, Alexandru, sau de ce zici? Hai să le numărăm. Am jucat Liga 2, Liga 3, nu am ajuns să debutez. Nu e fot, nu, sau crezi tu? În principiul meu, și eu văd un fotbalist cel care își întreține familia din fotbal, care ajunge să fie consacrat, să aibă o carieră în spate. Nu până la 22 de ani, dacă așa am jucat puțin fotbal, să mă numesc fotbalist. Am înțeles. Și de ce s-a terminat cu fotbalul? Am considerat că este mult mai ok din toate punctele de vedere să pun stop. Îmi pierdusem încrederea în mine, din păcate. Începusem să clachez pe partea de, pe partea mentală. E un domeniu foarte greu oricum. Da. Am trăit cu el toate momentele și nu și... e așa ușor cum pare. Este, păi nu, e ușor și cantonamente, și plecat, și accidentări, și... Și ne-am dorit familie, mi-am dorit să stau mai mult alături de soție și... Dar cum v-ați cunoscut voi? Să dăm timpul în urmă cu 10 ani? Nu. No. Deci mai mult! Da. Dăm timpul în urmă cu mulți ani. Deci în clasa a doua? În clasa a doua, el a venit, el... este din Giurgiu și s-a mutat în București pentru fotbal. Da. Și s-a mutat fix în aceeași clasă cu mine.
E al tău. Măr roșu, da, e al tău, mami. Dacă vrei, uite, poți să mai iei de acolo. Uite și gutui avem, așa? Și, practic, în clasa a doua, noi doi ne-am cunoscut. Evident că n-aveam vreun plan de însurătoare sau măritiș pe atunci. Nu te gândeai la așa ceva. Dar pe la 18 ani ne-am reîntâlnit. Și atunci am puțin reluat... mai devreme. Mai devreme, dacă am mai fost prieteni, prieteni cei mai buni, okay, vreo 2 ani. Și apoi, când a împlinit el 18 ani, i-am făcut o surpriză de ziua lui și atunci mi-a spus te iubesc. Ok. Și atunci am început să fim împreună. Să vorbim și să... Foarte frumos. Uite, sunteți o familie, aveți un copil fain, Milan, care are 3 ani. Și cred că exact ce spuneai, asta contează cel mai tare. Mai ales că ați mai trecut printr-o perioadă în care ai pierdut o sarcină, nu? Fix anul ăsta. De asta cumva... Știu că am văzut undeva la tine pe social media. Am ajuns în situația... Sunt ale tale, pentru tine și pentru fratele tău, Geamăn. Noi ne-am mai dorit un copil. Mai mult el decât eu, sincer, pentru că... O femeie, deja când are un copil, știe ce înseamnă, de fapt, a avea un copil. Ne punem la loc, da, iubire. Și nu e deloc ușor, adică... Da. Și atunci am decis că ne-a binecuvântat Dumnezeu și a fost de bun augur această veste. Am fost fericiți și când ni s-a luat această bucurie, pentru noi a fost o traumă. Și dacă am fi auzit la alte persoane că au trecut prin asta, ni se părea... Nu neapărat că floare la ureche, dar așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu, e mai bine așa, decât să nască un copil bolnav, exact, sau să fie ceva mai grav, mai bine că s-a întâmplat așa. Poate a vrut să ne protejeze de ceva mai rău. Și atunci, noi trecând prin asta, ne-am dat seama că nu e așa. Și că toate aceste sfaturi pe care le dădeam persoanelor care pierdeau sarcini, de fapt, n-au niciun rost în momentul în care pierzi o sarcină. A fost cel mai urât moment din viața mea. A fost cel mai greu an din viața mea. Și până la nuntă pot să spun că nu mi-am revenit nicio secundă. Și prietenii mei nu m-au mai văzut cu zâmbetul pe buze ca la nuntă aproape un an întreg. Te cred, e normal. Cât timp erai însărcinată? În câte luni? Aveam aproximativ 3 luni. 2 luni și jumătate. 2 luni jumătate. Eram spre 3 luni. Și știați ce trebuia să aveți? Urma fix atunci să aflăm, trebuia să aflăm. Și din păcate... Trebuia să ne pregătim pentru botez, ne făceam planuri, trebuia să ne cumpărăm casă și... Da, a fost așa greu. A fost să fie. Tati, te rog. Hai, vină încoace, Milan, hai să-ți dau ceva să desenezi, uite. Hai să desenăm. Și asta, iar nunta a venit, practic, uite, desenează ceva aici. Iar momentul nunta, cum a zis, că a venit fix și ca un moment de relaxare în care... Ne-am dorit să facem asta, ni s-a părut că Dumnezeu ne-a tras niște semnale de alarmă. Eu cred mult de tot în Dumnezeu. Și asta de obicei nu se spune, o păstrezi în sufletul tău, însă îmi place să o spun. Pentru că noi suntem niște oameni cu frică de Dumnezeu. Și din fericire ne ghidăm după regulile lui Dumnezeu. Și atunci ne-am dat seama că era un mare minus faptul că noi de 10 ani trăiam fără o cununie religioasă, având în vedere că îndeplinăm toate criteriile până la urmă. Adică stăteați în aceeași casă, ne iubim, avem împreună, un copil, da. De ce să nu facem și acest pas? Și într-o zi am spus, cred că e momentul, totuși facem 10 ani, de ce să nu ne luăm noi prietenii apropiați și să mergem în fața lui Dumnezeu? Da, și vreau să spun, Cătălin, că în biserică am simțit cum a luat așa ceva și m-a ridicat la cer. Deci a fost o fericire și un sentiment înălțător pe care nu l-am trăit niciodată. Și asta a simțit și el, chiar ne... Deci ne-am plâns. Vorbeam zilele trecute și chiar spuneam că ne simțim mult mai ușurați, mult mai... Exact. Simțeați că trebuia făcut pasul acesta și momentul acesta. Și a fost făcut... Am organizat totul cu 3 săptămâni înainte. S-a trezit într-o dimineață și a zis, iubire, vreau să facem nunta. Iubire, dar arată fabulos și Larisa impecabilă. Au fost foarte mulți oameni care ține organizarea, că spui că ea s-a implicat în mare parte. S-au mobilizat și am făcut tot ceea ce vedeți dumneavoastră. Am avut o echipă de profesioniști, dar vreau să spun că după această petrecere, toți mi-au spus, tu trebuie să te faci wedding planner, nu există. De asta zic, în 3 săptămâni și să arate și așa bine... Foarte frumos. Dar cine este duhovnicul vostru? Părintele Ciprian Grădinaru este duhovnicul nostru. Pentru că ai spus că este un părinte la care se ajunge un pic mai greu. Nu se ajunge neapărat că e mai greu. Destul de multă trebuie lume care... Trebuie să aștepți ore întregi pentru a sta de vorbă cu Sfinția sa. Pe noi ne-a ajutat părintele în urmă cu 6 ani, când treceam printr-o perioadă aproape la fel de grea precum cea prin care am trecut anul ăsta. Nu a fost totul roz în viața noastră și nu este... cum se vede, adică am încercat să expunem și părțile mai puțin frumoase,
Dar nu în totalitate. Fost în totalitate. Dar cu 6 ani nu era vorba tot de o sarcină. Nu era vorba de o sarcină. Am avut o problemă în familie acum 6 ani. Și chiar dacă nu eram noi genul de persoane care mergeau des la biserică și nu prea eram noi genul care să mergem la preoți, credeam în Dumnezeu în sufletul nostru. Într-un moment de greutate, de obicei așa ajung oamenii la anumiți duhovnici, am spus să întoarcem mașina, mergem la biserică. Și atunci părintele m-a văzut dintr-o mulțime de oameni, deci a fost o minune. Și mi-a făcut semn și mi-a spus să vin la el. Și a pus așa mâna pe mine și în momentul ăla mie mi-a luat toată durerea din suflet. Eu nu credeam că există așa ceva. Părintele nostru este o minune pe pământ. Da, probabil pentru unii sună ciudat, pentru că și pentru mine sună ciudat. Și eu am un duhovnic pe care la fel, mi se pare că omul cu care te liniștești când vorbești și povestești. Exact. Și mi se pare firesc să existe, cum să zic, și să spui că crezi în Dumnezeu, adică nu văd nimic greșit în treaba asta, nu? Știi cum e? Se zice că întotdeauna să vezi un avion când se prăbușește, câți credincioși are în el, că toți încep să se... Exact. Să se roage atunci când, de fapt, nu mai ai aproape nicio soluție. Așa e. Da. Nu vrei, nu poți să desenezi Milan. Dar cum ați ajuns la numele de Milan? Pentru că are legătură cu fotbalul? Da. El l-a ales. Deci de asta m-am gândit eu. A fost alegerea lui 100%. Deci tu erai fan Milan. Da, eu mi-am dorit întotdeauna să joc la AC Milan. Nu mi-am dorit niciodată să joc la Barcelona, la Real Madrid. Mi-am dorit să joc la Milan. Și am zis, poate... Și merge ca un nume de băiat, Milan. Dacă vrei să joci la Barcelona, cum îl chema? Barcelona nu mergea, știi? Da, la Milan parcă se și potrivește. Nu, dintotdeauna a fost echipa unde mi-am dorit să joc. Și îmi place foarte mult și orașul. Și s-au legat toate. Era și... Ar fi numele se potrivește la un băiat, să joace la Inter și să-l cheme Milan. Da, da. La momentul exact. Acela știu că era și copilul Shakirei și era un nume nou cumva. Da, da. Și un nume a fost interesant. Frumos. Eu inițial eram pierdută. Da, iubitule. Ce s-a întâmplat? Intrăm pe ușă. Vine un ursul? Intrăm pe ușă. A, dacă ursul? Intrăm pe ușă. A, dacă intrăm pe ușă. Stai ieșim, un pic. Nu, ieșim pe ușă. Mai tare. Ieșim pe ușă. Stai să vezi mai tare. Deci erau, cum zici, că... Am fost pierdută. Erau nume peste tot. Nu-mi plăcea niciunul. Exact cum e și cu rochea de mireasă. Până să ajung în acele 3 săptămâni, a fost făcută, pot să spun cine da, a făcut-o? Da, e o rochie foarte frumoasă. Deci a fost făcută de Cristina Săvulescu. Superbă, superbă. Deci Cristina mi-a comandat broderia din Franța. Am fost atât de încântată. Mi-a arătat mai multe și am ales-o pe aceasta. De mereu m-am visat o mireasă într-o rochie... nu... genul acela foarte mare, dar ușor da. De prințesică. Și mi-am dat tot în 3 săptămâni s-a făcut. Da. Și mi-am dat seama înainte de nuntă, eu nu mai vreau o rochie mare, eu vreau o rochie pe corp. Foarte frumos. Aici e cu Nicol Sherry, nu? Da, este nașa băiețelului meu, pe care o iubesc din suflet. A fost cea mai bună alegere din viața mea, Nicol, iubește pe Milan, fix cum iubește pe Anastasia. Și stai un pic să nu uităm că și Alexandru a arătat superb. Alexandru, pe tine cine te-a îmbrăcat? Mulțumesc. Sacoul a fost, pot spune, Dolce Cabana și restul vestimentației a fost de la nașul nostru, de la Ionuț, și, Vigo. Și spuneam ceva, dacă Larisa a avut un cuvânt de spus cum în alegerea ținutei. Nu. Nu? 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 Nimic? A fost visul lui. De când îl știu, mi-a spus, când o să fiu generică, iubire, o să mă îmbrac cu un sacou alb, dar o să fiu un alb unt, nu o să fiu un alb imaculat. Mai. Și o să am papion negru seara și papion ivoar. Eu cumva știam cum o să fie îmbrăcat, adică... Deci, oameni buni, cam așa arată o nuntă. Spectaculoasă, a fost săptămâna trecută. Oamenii ăștia după 10 ani de relație s-au căsătorit și au făcut nuntă foarte frumoasă. Felicitări din toată inima, arată superb și să fie într-un ceas bun. Și îndemnăm pe toți, mereu cu vești bune. Îndemnăm pe toți cei care trăiesc de ani de zile împreună să facă acest pas, chiar dacă o faceți doar pentru că și noi am pornit de la ideea de a o face în familie, că am dus-o noi într-o extremă, asta e partea a doua, dar măcar faceți pasul acesta pentru sufletul vostru. Sunt sigură că o să vă meargă mult mai bine și că Dumnezeu o să vă ajute să luați cele mai bune decizii și să treceți de momentele acelea de cumpănă. Pentru că, de fapt, despre asta este vorba. Trebuie să ai o protecție pe relație. Cununia religioasă îți oferă o protecție. Și voi ați simțit din plin chestia asta și când ați fost la biserică. Vă mulțumesc mult de tot că ați trecut pe la noi. Și vă mai aștept cu mare drag. Oameni buni, pe Larisa știți unde o găsiți, da? E prezentă pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook, peste tot. Larisa Udilă. Te rog frumos, Alexandru, spune-mi cum te caută lumea pe tine. Nu are. Nu am Instagram. Iartă-mă. Mă urmăriți doar pe mine și acolo. Să știți că la mesaje vă răspunde inclusiv el câteodată. Ok, perfect. Dar totuși îl găsim și pe la tine acolo. Da, da. Exact. Suntem împreună. Mesaje, puteți trimite soției că voi vedea. Ajungeți, sigur.
sigur. Perfect, Milan, mulțumim mult de tot. Haide că ai zis că vrei să ieși pe ușă, fii atent acum. Deci n-am intrat pe ușă. De acum încolo asta ar fi foarte bine să facem să plece invitații pe ușă, știi, să nu mai vină pe ușă să plece. Mulțumim mult, Larisa, sunteți minunați. Aveți grijă de voi, toate cele bune. Felicitări. Un om care s-a emoționat aici foarte tare. Mulțumim mult de tot.